mașina poliției locale, nu doar că staționează ilegal pe trotuar, dar stă și cu motorul pornit. Oare ce necesitate au? Le trebuie aer condiționat, probabil. Și stă de mult ușor, să văd că e apă sub ei. Așteaptă să le treacă ziua de muncă și să vină ziua de salariu. De ce staționați pe trotuar când asta e ilegal pentru orice mașină? Și de ce nu opriți motorul dacă nu aveți nevoie de el? Cu motorul pornit. Primat, da? Da. Bun, vă mulțumesc. Vă cunosc, gata, știu cine sunteți. Suntem aici, asigurăm cu el. Păi, opriți motorul și puneți mașina într-un loc de parcare legal sau porniți girofarul dacă sunteți în funcție. Dar dacă porniți girofarul, lumea o să dea în plână. Nu puneți să nu facă un alt mare drag. Și așa când vă văd în tufe, lumea se sperie. Dar de ce? Dar nu suntem de speriat. Suntem în sprijinul lor. Cu poliția e de speriat. Dar de ce vorbiți? Așa imaginea ați creat până acum. Oferim ajutor fiecărui cetățean care ne spune. Nu cred că sunteți desperiat, noi nu suntem cu desperiat. Așa scrie în lege, dar în fapt până acum am văzut poliția doar a speriat lumea. Nu cred că am speriat pe cineva. Poate nu dumneavoastră personal, dar nici brandul pe care l-au reprezentat. Domnul meu, nici eu și nici colegii mei nu cred că suntem desperiat. Ok. Orice situație, orice e, oferim cu mare drag să ajutăm. Vă rog, în măsura posibilităților, să economisiți carburant, căs din bani publici, să poluați mai puțin, pentru că e aerul pe care îl respirăm toți în capitala asta poluată, și eventual, dacă e posibil, să parcați unde e voie de parcat. Am înțeles. Acum că ați pornit girofarul, vă cred că sunteți în misiune. Noi am stat aici, că am asigurat cu el traficul, dar acum am înțeles că trebuie să plecăm. Ok. Înțelegeți? Mergem pe itinerarul de patrulare, poate alți cetățeni contribuabili au nevoie de ajutor. De acord. Da? Seară bună. Pare bine că v-am sunat. Chiar v-am sunat. La revedere. Verde. Dar nu foarte atent, că dacă mă urmărea atent, ar fi înțeles niște idei de la mine.